Ar fi util ca programul Prima Casă să continue anii următori? De ce, dacă da? Sau dacă nu? Ce aș vrea aici să spun este că, în primul rând, programul și-a dovedit utilitatea în după perioada crizei, atunci când a ajutat întregul ecosistem uh, imobiliar. Și nu mă refer aici doar la piața imobiliară, ci și la dezvoltatori, constructori și chiar și la oamenii care au muncit uh, în, în acest sector. Deci și-a dovedit utilitatea. O retragere, este de preferat să se facă treptat o retragere a statului din, uh, din acest program, cum este și în linie cu strategia programului Prima Casă. Anul trecut au fost alocați 2,5 miliarde de lei la nivelul programului Prima Casa, anul acesta a scăzut la 2 miliarde, în următorii doi ani va fi același 2 miliarde, urmând după aceea să ajungă la 1,5 miliarde. Deci e nevoie de o retragere treptată. Pe lângă asta, noi am observat intern și am făcut eforturi susținute să creăm produsele standard competitive și am observat că și clienții noștri preferă creditul standard. Am avut luni de zile în care creditul standard, vânzările pe creditul standard au depășit creditul prima casă. De asemenea, dacă ne uităm un pic la profilul clienților care au creditul Prima Casă, în comparație cu clienții care au creditul Casa Mea, sau, mă rog, creditul Casa Mea standard pentru BCR, observăm similaritate. Sunt tot tineri, cu vârstă în medie 31-35 de ani, creditul mediu este undeva la 200.000 de lei, de asemenea, tipul locuinței este destul de asemănător, oamenii preferă apartamente, uneori, în special cu, cu două camere. Care sunt în momentul de față opțiunile unei familii de tineri care dorește să-și achiziționeze o locuință? Spre ce produse se poate uita? În piață sunt două variante, creditul prima casă, care, ale cărui fonduri se apropie de final, și creditul standard pentru BCR, creditul casa mea. Și noi recomandăm clienților să opteze pentru un credit standard și aici aș vrea să vă menționez patru avantaje. Primul avantaj este dobânda fixă a creditului standard. Dobândă fixă pe 5 ani ulterior, variabilă sau pe 10 ani. Și dobânda, dobândă fixă 10 ani ulterior, variabilă. Dobânda fixă are avantajul că oferă predictibilitate și un control al bugetului lunar după finalizarea celor Perioadei de dobândă fixă, clientul poate veni la bancă să opteze în continuare pentru o ofertă cu dobândă fixă. Al doilea avantaj este acela că oferim clienților o reducere în cazul în care își optează pentru asigurare de viață, o reducere de dobândă le oferim și prin, acest, prin această reducere încurajăm clienții să, să se asigure. Al treilea avantaj este acela al procesului mai simplu în, creditului, în cazul creditului standard, pentru că participă banca și clientul. Iar al patrulea avantaj, care de multe ori este văzut ca un dezavantaj, este avansul. În cazul creditului prima casă, avansul este mai mic, într-adevăr, dar un avans mai mic se traduce printr-un credit mai mare și printr-o rată mai mare. În cazul creditului standard. Dacă e un avans mai mare, și creditul va fi mai mic. Deci, rata la final va fi mai mică. În momentul de față, știu că se discută în Parlament, sunt în dezbatere o serie de proiecte, cum ar fi și cel legat de plafonarea dobânzilor. Cum ar putea afecta lucrul acesta? Răspunsul pe care îl avem noi pentru această întrebare este unul destul de simplu. Noi credem într-o competitivitate a pieței în care prețul este un rezultat al întâlnirii dintre cerere și ofertă și fără a avea cumva ajustări ulterioare sau artificiale. Dobândă fixă sau variabilă, ce recomandați în cazul unui împrumut, ce are ca destinație achiziționarea unei, unei locuințe? Noi recomandăm dobândă fixă și credem atât de mult în această recomandare încât încă din 2011 am introdus în oferta băncii creditul cu dobândă fixă, iar în prezent avem exclusiv credite imobiliare cu dobândă fixă. Deci nu, nu poți să optezi între un credit cu dobândă variabilă și fixă, ci mergem doar pe dobândă fixă 5 ani, ulterior variabilă sau fixă 10 ani ulterior variabilă. Și aici ar fi avantajul legat de predictibilitate, de controlul bugetului despre care am vorbit, să știi foarte clar cât ai de plătit în, în fiecare lună.